bună tuturor! Bine ați venit înapoi pe canalul meu. Nu știu ce s-a întâmplat cu camera mea, să vede puțin că am luat. M-am lățit așa, știi? Să zicem. Vom juca Meow Motors, un joc cu un fel de Mario Kart cu pisicuțe. Ca de obicei, masca mea și vom continua. Și vom juca. Și vom începe din nou jocul, pentru că vreau să-l vedeți și voi la început. Jucăm cu controlul 360, de ghidere, controlul, bla bla bla, super fain. Și haideți să-i dăm drumul. Scuzați-mi deranjul din locuință. Nu prea am avut de nimic. Asta e personajul nostru. Pisicuța noastră cea mai frumoasă. E un fel de Mario Kart cu pisicuțe, cum v-am mai spus. Pisicuțe. Îmi plac pisicuțele. Am o problemă. Iar tricoul meu imens. Mai imens t-shirt. Și camera mă face și mai imens. Așa, nu putem să change color. Ah, da, putem schimba culoarea. Mergem cu pisicuța roz. Roz, roz. Mă-mi place culoarea. Ah, am dat un fail. Nu e de secret. Super! Am eliminat un inamic, să zic așa, cu cartul meu cel roz. Cartul meu cel roz e cel mai periculos card care există, deci sicuță cealaltă, vezi să-ți treaba ta. Nu
Super! Trebuie să distrug unul. Dar pe care îl prind eu acum? Ah, am luat 3 steluțe din nou. Faină muzica. Cursa a treia care n-am făcut-o până acum. Vom juca din nou cu Tiger. Putem schimba culoarea lui Tiger? Nu putem schimba culoarea. Dar urmează o rândă foarte frumoasă, iarna. Nu mai știu cum dădeam nos. Nu mai știu cum dădeam nos. Și din cauza asta nu știu, dar controlerul văd că nu vrea să-mi... Perfect start. Perfect. Cine a spus că nu sunt perfect? Ok, care e al tău? Bă, nu mai știu care e al tău. Doamne, ferește. Acum pot să folosesc nitro, până acum nu puteam. Interesant. Interesant, nu puteam să folosesc nitro până acum. Nu înțeleg de ce, dar în fine. Hai să facem așa un drift profesionist. Așa, super. Nu pot să iau. Suntem la locul 3. Jocul nu pare atât de challenging, să zic așa. Așa. Deocamdată nu pare atât de challenging. Mai încolo cred că o să devină mai complicat, să zic așa. Deocamdată e destul de ușor. O lock aita pentru că am nevoie. Vă aici am spulberat palmierul ăla. Palmierul, cactusul ăla. Vai. Deci de fiecare dată trebuie să-i dau un parapet, în ceva trebuie să mă izvesc chiar, nu se poate. Super. Și-mi place cartul meu roz, e super, nu am ce zice. Cea mai tare cartă din tot jocul. E roz, e super. Haters gonna hate, nu-i așa? Și facem drifting așa ca niște profesioniști. O pisicuță profesionistă ce suntem. Suntem cea mai profesionistă pisicuță. Facem drifting ca la carte. Nu prea mi-e și bine, dar hai să ignorăm că am văzut asta. Să uităm că am văzut asta. Asta a fost ușor. A fost aproape. Păi frate, eu cam ating toți parapeții.
Nu prea îmi place. Și locul întâi. Și hai să continuăm quest-ul nostru. Cursa noastră cu psicuța super nebună. Sper că vă place canalul meu. Dacă vă place, like, subscribe și tot ce trebuie. Și coment, bineînțeles. Aștept coment din partea voastră. Mulțumesc mult. Acum am câștigat psicuța. Și nouă mașină. Fain. Am câștigat un fel de Porsche. Nu, e un Corvette mai mult. Corvette-ul ăla vechi din 60, cam așa ar putea fi. Și un personaj nou. Foarte interesant. Am câștigat-o pe Lily, psicuța Lily. E drăguță. Și un nou campionat am deschis. Am terminat campionatul ăsta. Hai să dăm, o singură tură, aș încerca să dăm cu Lily, să vedem cum e. Ah, putem să folosim, psicuța noastră cu mașina ei. Oh, super culoare. Îmi place rozul ăla. Ăsta e un purple, mai degrabă. Și hai să o luăm pe Lily. Psicuța Lily, și-mi place runda cum arată. Sper că asta e runda care o vom face următoarea. Aș fi destul de dezamăgit dacă n-ar fi asta runda. Haideți. Oh, shit. Eu dansam și uitasem să-mi iau perfect stuff. Oh, shit. Oh, shit. Așa se face. Super, am tăiat. Suntem cred că vreo contei. Bănuiesc. Suntem vreo contei. Hai Lily, să-i învingem. Pisicuța Lily e cea mai tare. Deci părerea mea. Hate is gonna hate. You know that. Oh shit. Oh shit. Nu, serios, acum le iau pe toate pe rând. Mă, psicuța Lily, mă. Te rog. Destroy the haters, please. Bravo. Hai să încărcăm asta. Super. Super, super, super. Suntem pe locul întâi. Jocul devine din ce în ce mai, să zicem, challenging. Pe timp ce trece, devine mai greu. Na, no, păi normal, vă dați seama. Super, ultima tură. Sper să nu ne luăm ultima tură, că așa de obicei se întâmplă în jocuri genul. Jocul e destul de interesant. M-am gândit prima dată că o să fie o clonă gen Super Mario, Mario Kart, dar are un joc destul de interesant. Nu pot spune, destul de interesant, dar până în urmă. Chiar mi se pare foarte fain, deci nu mă așteptam. Chiar e destul de drăguț. Așa, activăm asta. Să luăm o cheiță, n-am reușit să luăm o cheiță. Asta e soarta, se întâmplă. Și drifting așa profesionist. Și îndată terminăm runda. Deci nu contează, am zgâriat puțin parapetul, asta e. Drifting profesionist. Nu a fost atât de profesionist, dar merge.
Cam am atins parapete, dar nu contează, asta doar, e doar un mic detaliu, de deci. Și am câștigat. Deocamdată vă las aici. Nu uitați, data viitoare stați pe canalul meu, pentru că vă voi pregăti mai multe surprize. A fost nu știu câtele facecam. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe, un comment. Și nu uitați, intrați pe canalul lui Andao. E un canal super fain. Vă recomand. E și o prietenă mea foarte bună și din cauza asta face YouTube. Are niște tutoriale foarte interesante. Chestii foarte de girl așa, dar foarte interesante, nu am ce să zic. Și da, e un canal foarte bun, să zic așa. E foarte bun. Eu sunt un nou deocamdată. Nu uitați, like, comment, subscribe, pe data viitoare, nu uitați, happy fucking gaming, dacă nu vin după voi, și nu uitați, like.